Elera Hison, mă bucur să te văd aici, lângă una dintre lucrările tale de suflet. Da, cred că cea mai... prima mea lucrare de suflet. Da, pentru că e cumva și în ipostaza nu doar de arhitect, că da. Ești arhitect, e cumva și de proprietar de pensiune, da. Care e foarte drăguță, dar și de proprietar până exact, la urmă. Da, și uite așa am putut să-mi ajut clienții ulterior și din perspectiva beneficiarului, pentru că anterior aceste experiențe vedeam strict ca și arhitect. Ok, trebuie să luăm finisajele astea, nu înțelegeam de ce se speria, wow, e prea scump și eu trebuie să mă încadrez într-un buget. Ei, în momentul în care eu am devenit investitor, am înțeles altfel lucrurile și ulterior mi-a fost mult mai ușor, am reușit să îi consiliez puțin diferit față de ce făceam până să atunci. Să fii și mai empatic exact. Cu ei. Ceea ce am remarcat este că, deși voi sunteți un cuplu de arhitecți foarte talentați și pe partea de arhitectură ați rezolvat foarte multe lucruri, în sensul în care i-ați inspirat efectiv pe oamenii din Bucovina, mi-a plăcut că ați integrat foarte bine și partea de peisagistică, deși tu cu modestie zici că nu te pricepi da, la asta. Da, eu nu mă pricep și nu am pretenția de a avea veleități de peisagist. Aici am colaborat cu o persoană care lucrase pe partea asta de întreținere grădini și plantele le-am ales cumva împreună cu ei și cu furnizorii de plante, pentru că n-am pretenția, noi am făcut în facultate doar un mic curs așa informativ. Nu contează că eu nu te-am întrebat exact. Ca specialist aici, ci da, ești da, chiar da, în postura da, da. De proprietar. Dar noi aveam un cadru natural existent deja și a fost cumva mult mai simplu. Și am integrat doar câteva elemente ca să completăm cadrul natural deja existent. Eu vreau ca cei care ne urmăresc să descopere gândirea ta de arhitect. Am remarcat în primul rând faptul că ai făcut o zonă foarte mare de parcare. Da, pentru că capacitatea cabanei este de 5 camere. Adică 10 locuri, 10 sau locuri, mai mult. Am luat în calcul minim 5 automobile care ar trebui să ajungă aici, plus a furnizorilor, a mașina noastră, în cazul în care noi ar fi trebuit să venim aici. Și n-am vrut ca cei care ajung aici să fie nevoiți să parcheze pe stradă, cum se întâmplă în alte zone, din păcate. Asta eu cred că e da. Un model bine de da, preluat da. Pentru cei care se gândesc la pensiuni, dar ca arhitect ai mai făcut o treabă. Cu această fațadă. Da, vecinii noștri erau de-a dreptul oripilați. Cum poți să poziționezi casa cu spatele la stradă? Casa trebuie să aibă ferestrele către stradă, dar când vom ajunge în cealaltă parte a proprietății, veți vedea de ce am dorit să ne deschidem spre acea zonă, care este mult mai frumoasă, dar în același timp orientarea este spre nord. Această fațadă are orientare nord și automat au fost funcțiunile altfel gândite, adică gândite. Către nord. Da, către nord, da. Către nord. Zona de bucătărie și centrala termică. Adică locurile calde da. Le-ai pus către nord. Exact. Dar ai venit cu o completare exact. Pe fața nu am de asta dorit cu vegetație. Să arate chiar ca un ca o spațadă, cum spunem noi arhitecții. Da? Spațadă? Da, da. E drăguț adică asta. E foarte interesant că noi în facultate, dacă nu ne ieșea fațada posterioară, îi spuneam, aoleo, spațada asta nu mi-a ieșit bine, hai să punem un copăcel. Exact. Și, și noi pus. L-am și pus și în realitate, la doar îl desenam, știi? Pentru că ăsta e și de întâmpinare pe perioada da, iarna noi iernii. Da, așa no? este. Da, ne place foarte mult. Cred că ți-am arătat niște fotografii cu ornamentele de iarnă. Da, noi împodobim toată cabana. Da, uite, mai departe, de la această parcare, ai organizat foarte frumos o alee. Da, am încercat să utilizez cât mai multe materiale naturale, să par aleea asta că așa am găsit-o noi și noi am venit cu clădirea, nu aleea a urmat clădirea. Și practic ai folosit piatră din zonă, dale de piatră din zonă, da, dintr-o carieră de piatră din zona noastră. Practic, în toată această amenajare, ceea ce îmi place, inclusiv la alegerea plantelor, este că v-ați inspirat din natura existentă aici. Exact, da. Nu am vrut să intervenim cu plante care nu și-au locul în zona noastră. Uh-huh. Dar totuși ai creat contraste. Tu poate... Ție ți-a venit natural. Da, nici măcar nu știam că această plantă va avea această cromatică atunci când am cumpărat-o. Era o chestie de genul ăsta. Am mers pe mâna persoanei care mi-a vândut plantele și mi-a zis ok, o să aveți culoare tot timpul și asta este galbenă, aceea este mov,
Da, și da. Eu știu ce am observat, tu ziceai că fața de asta către nord, că ar fi spatele casei, dar totuși ai punctat vegetație într-un colț. Da, am dorit să marcăm cumva. Și ai mascat-o exact. Cumva, nu? Da, da. Ați creat o simetrie și față de lucarnă, exact, nu? Exact. Alea asta este foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult. Da, 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 și chiar acum arată da. Ca și cum aici ar fi fost și întotdeauna. Și ai făcut deschiderea casei că în lateral, da. Adică cu orientare către est. Est, nu? Da. Cum se făcea tradițional. Exact, da, da. Și toată zona de zi este amplasată pe colțul de est. Adică să... Da, să, și sud. Da. Și sudul, pentru că sudul e cea mai favorabilă orientare și când stai pe terasă, noi avem aici un mic cerdac. Și aici, în continuare, ai venit cu alea. Da, care ne conduce peste zona de petrecerea timpului liber, că practic acel loc ne-a determinat pe noi, cel care îl veți găsi peste acest pârâu, ne-a determinat pe noi să construim aici. Da. Ce mi-a plăcut este că ai intervenit și cu vegetație, deși pare gazon, e un fel de câmp. Da, cum, da, da, da. Cum chiar am intenționat să-l lăsăm, am inserat și trifoi și l-am lăsat să se dezvolte natural, adică nu l-am lăsat să fie un gazon englezesc foarte clar, pentru că nu se integra în peisajul de aici. Și suntem în România, da, până da, la urmă, da, da. Cred că nici pentru turiști n-ar fi fost foarte în regulă să ai un gazon pe care să-l ierbicidezi. Nu, deci chiar nu ne-am dorit lucrul ăsta, nu l-am ierbicidat niciodată, mai ales că sunt plantele din jur și am lăsat el să se dezvolte natural. Și te-ai folosit de toată vegetația asta naturală, da, arborii da, ăștia? Da, da, arborii erau. Deci tot ce vedem aici exista. Când ne-am hotărât noi, bine, aveau alte dimensiuni, între timp au crescut odată cu noi. Și până la urmă ai lăsat un foarte mult spațiu liber, nu? Da. Te-ai gândit la turiștii care vin și... Da, ei vin să aibă spațiu verde, nu vin să stea într-o cameră. Ai punctat cu vegetație terasa. Da. Ai creat un contrast cu piatra asta. Exact. Nu? Hai, zine! Păi nu știu, că vine, eu acum mă uit, nu-mi vine natural, că acum îți dai seama, au trecut ceva ani și eu nu mai amintesc de ce am gândit atunci, dar cam dar asta eu le observ am vrut, și, da, exact. Și rămâi și tu. Exact, încercam să-mi amintesc de ce am ales planta aia acolo, pur și simplu așa mi-a venit mie natural. Da, ți-a deci venit n-am natural. Avut un studiu peisagistic, pentru că, repet, eu nu am făcut arhitectură peisagistică, eu sunt arhitect. Da. Dar pur și simplu așa mascat, am simțit eu. Da, gardul acesta, vecinătățile, casa de alături avea și o cromatică foarte ciudată, la momentul ăla era roz Barbie. Aha. Și am zis ok și am ales această variantă de a masca tot ce se întâmplă în jur ca să rămânem noi aici în intimitatea noastră. Foarte mult. Bine. Da, s-a dezvoltat foarte frumos acest gard verde, care este permanent, își păstrează culoarea, inclusiv iarna, doar puțin își schimbă cromatica, dar frunza rămâne... Dar știi, uite, ai știut ce să ceri. Da. Adică când ai vorbit cu cel care... Nu, asta chiar văzusem la niște prieteni și ei mi-au dat. Se plantează foarte simplu și ei mi-au zis, ok, noi te ajutăm cu asta. În 3 ani vei avea un gard minunat ca al nostru. Și ei mi-au dat câteva crenguțe, noi le-am plantat și în 3 ani cred că arăta cam așa. Bine, acum are, adică ai și avut răbdare? Da. Nu da. Ți-ai dorit ca totul să fie din start perfect? Nu, 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 am realizat că nu poți să ai totul și, din start și dacă vrei să arate bine a la lung, atunci trebuie să ai puțină răbdare. Grădina este într-o continuă transformare. Anul viitor, dacă veți veni, cu siguranță va arăta diferit. De ce? Pentru că plantele cresc, au viață, da? A, și, în sensul ăsta, în sens pozitiv. Mie mi se pare că de la an la an arată mai bine. Bine, necesită ceva lucrări de întreținere, tăieri și așa mai departe, de toamnă, de primăvară, dar da. Plantele alese se întrețin destul de ușor. Ienupărul ăsta cred că avea așa o dimensiune când l-am plantat și l-am păstrat. Mi-a plăcut cum s-a dezvoltat. În cât timp a crescut așa? Păi, cred că în 10 ani. 10 ani? Sau mai, da, 9-10 ani, cam așa ceva. Ce frumos da, arată da, locul da, ăsta da. După 10 ani. Noi avem aici pârâu, am făcut o sistematizare a pârâului, am adus stâncile de la fundul Moldovei, unde am fost ieri, dacă ți-amintești, da. Cred că sunt vreo 50 de kilometri de acolo. Ca să ai folosit totul local. Local, da.
Da, da, da. Și ai stabilizat malurile? Am stabilizat malurile, da. Exista un pericol de inundații în cazul în care ar fi crescut apa. Noi am înălțat aici nivelul ca să fim în siguranță. Și am plantat ienuperii aici, tocmai pentru a împiedica copiii să alerge direct spre pârâu, pentru că n-am vrut să avem o balustradă sau ceva și tocmai pentru siguranța copiilor am gândit lucrul ăsta. Și prin Bolovani ați mers în spiritul acesta peisagistic, pentru că puteați să vă gândiți să turnați niște betoane. Exclus, nu am dorit așa ceva, clar. Nu, dar știi, oamenii se gândesc la soluția cea mai simplă. Cea mai simplă, probabil că asta ar fi fost mai la îndemână, având materiale aici mai în apropiere, dar noi ne-am dorit să folosim cât mai multe materiale locale, naturale. Lemn, piatră, după cum... N-a fost ușor, nu o să aduceți bolovanii. Nu, n-a fost, dar am reușit, că am avut suport din partea tuturor și chiar a fost și o lucrare. Și acum traversăm ușoară. un podeț, dar e mai mare decât un podeț, chiar e un pod. Da, e un pod, na, l-am făcut să fie cumva... E foarte trainic, trainic, uite, aici... Coșul ăsta nu l-am desfăcut, dar e coșul preferat de toată lumea, să stea să citească, să se relaxeze acolo. Frumoasă trecerea asta de la casă, parcă ne inviți în natură. Păi, după cum îți spuneam adineaori, noi aici veneam și locul ăsta ni s-a părut... Ca un fel de luminiș, da, nu? Da, ca un fel de păieniță, da. Și toată lumea când ajunge aici zice, wow, nu mi-aș fi imaginat, credeam că e între case pensiunea. Când, adică lumea când intră e cumva dezamăgită puțin. Între case, știi, și după ce trec de parcare și zic, wow, e minunat aici, da. Acum îmi dau seama ce interesant ai integrat, nu ți-ai dat seama... probabil, dar ce frumos ai integrat zona asta de parcare, pentru că e ca un respiro. Bine, aici e zona funcțională, nu știu ce, dar ce vă așteaptă e în spate. În spate, da. Nu? Da, așa, noi așa am și gândit-o. Bine, și orientarea cardinală ne-a ajutat foarte mult și poziționarea casei, asta a fost, că nu puteam să ne apropiem mai mult de pârâu și nici n-aș fi vrut să o duc mai spre stradă. Și aici ați făcut o grămadă de funcțiuni. Adică... Da. Saună. Păi, lumea când vine aici trebuie să aibă și ceva ocupații și aici avem de o saună. De, da, aici este o saună. Ai și un duș exterior. Da. Da, e foarte frumos. Așa, asta este sauna. Da. Ea este utilizabilă pe tot parcursul anului. Vară-iarnă. Vară-iarnă. Da. Și în ciubăr, mi-a plăcut ciubărul, că ai spus că iarna aduci apă sărată. Apă sărată de la Cacica, da, de la mine Cacica. E un efort destul de mare, dar e singura apă care nu îngheață și nu dezvoltă bacterii. Și atunci ea poate fi folosită în mai siguranță. Schimb, după o anumită perioadă, dar poate fi folosită de mai multe ori. În schimb, vara schimbăm apa pentru fiecare grup de turiști. Ce tare! Noi avem fântâna noastră și na, e cumva mai simplu. Că... Am băut apă de la voi, e foarte bună. Da, ia. Ați folosit și niște funcțiuni pentru copii. Da, clar. Ați creat aici, dar aici avem ce le place românilor, grătarul. Mi-a plăcut foarte mult arhitectura. Cum ai gândit-o? Adică ai făcut pantele astea pentru zăpadă? Da. Și ca să vestul este, orientarea veste acolo și lumea stă de obicei seara și să nu bată soarele direct în foișor. Adică am avut solicitări să închidem. Știi că lumea cam zice, a, e frig iarna în foișor, dar pentru mine foișor e spațiu în aer liber, nu e un spațiu închis, că avem în interior bucătărie și living unde poți să stai. Da. Și am avut câteva solicitări de a închide zona asta, dar eu m-am încăpățânat să rămân așa, că eu așa am gândit-o și eu așa văd zona de foișor în aer liber. Și practic să fie și în beneficiu oamenilor, exact, nu? Exact, da. Adică, dar cred că e zona cea mai utilizată. De aceea ați și pus mesele astea? Mobilierul acesta e tot făcut în zonă? Da, e făcut de cei de la Doxar.
o firmă care face foarte mult pentru export. Da. Dar mi-a plăcut și zona asta de grătar, pentru că ai făcut partea asta așa tradițională, nu? Da. Ia, spune-ne puțin, adică ai gândit așa cu plită? Nu știu, așa am gândit-o. Am dorit să avem o plită, un cuptor. Se vede că e super utilizat. Da, da, da. Atunci avem zona de grătar, care e cea mai utilizată, și cu o zonă de rotisor. Da. Și ca să fie mai simplu, și o zonă de chiuvetă. Aici avem... Mi-au plăcut foarte mult și detaliile. Da. Practic, te-ai gândit la un mobilier fix? Da. Să de fie ce? Un mobilier fix, pentru că eu vreau să rămân așa, nu să vină fiecare să-l mute, să facă... Pur și simplu așa am gândit eu atunci, așa mi s-a părut mie că ar fi natural să arate zona asta de fășor. Nu, eu te întreb așa pentru că acest model poate fi inspirație pentru alți oameni. Cred că, să știi că eu cred că m-am inspirat din blogul tău atunci. Da, da, prezentați-i tu pe cineva. Bine, ca idee de combinație de materiale. Da. Forma am dat-o noi cumva. Dar dacă stau și mi-amintesc bine, eu pe blogul tău aveai tu un meșter care făcea chestii de gen. Eu am lucrat cu un meșter local de aici, din zonă, dar proiectul a fost al nostru. Bine, a mai intervenit și el, ca orice meșter specialist în dimensionarea... Mie mi-au plăcut foarte mult detaliile astea, pe rotund. Da. Sunt greu de făcut. Unde le-ați făcut? Tot la o firmă din locală? Zonă locală, da. Da. Nu știu, îmi place foarte mult. Ai pus și o bandă LED. Da. E veche, acum văd. E o bandă LED de 10 ani, te rezistă, de 10 ani rezistă o bandă LED. Da. Dacă e aleasă corect să fie de exterior. Da, te-ai gândit să fie aici. Da, să fie o lumină punctuală pentru zona asta. Și mi-a plăcut foarte mult că aici se vede gândirea de arhitect, dar eu tot desconspir lucruri, știi de ce? Pentru că ți-ți vine foarte logic. Da, eu le văd foarte natural, adică nu mi se pare nimic ieșit, da, ieșit din comun. Dar îți spun eu, sunt foarte mulți oameni care greșesc și pun chiuveta foarte aproape de cuptor. Ah, clar, asta. Nu au zonă de blat. Unde să poți să iei, să manevrezi ceea ce vrei să prepari. Și de aceea e foarte bine gândit ca model să aibă zona asta de blat, mai ales clar, când sunt mai mulți. Exact. Acolo e cu grătarul, aici poate să funcționeze ca blat de masă. Da, dacă masa e nevoie și ceilalți vor sta în jurul... Iar cine folosește cuptorul are plita. Plita am gândit-o spre exterior pentru că nu face, a încinge prea tare zona asta de foișor, că vara dacă faci foc aici se încălzește foarte tare și atunci se poate să se ventileze natural. Mulțumim. Asta bine, poate iarna ar fi fost ok să fie aici, dar oricum degajă căldură. Degajă căldură suficientă, adică nu cred că... Și din... Deci e pur și simplu zidărie? E zidărie fixă? Zidărie fixă și o tencuială brută. Da. Nu e nimic. N-am folosit niște finisaje deosebite. O tencuială de exterior. Mie mi-a plăcut și grija de a masca stâlpii. Da, noi aici inițial am avut niște jardiniere cu plante, dar fiind din lemn au putrezit și am preferat să nu le înlocuim, să le eliminăm. Pentru că e umiditate destul de mare iarna și atunci tot trebuia să reînnoim și era mai complicat de întreținut plantă. Aveam mirodenii, mentă, tot felul de plante. Mi s-a părut mie interesant să ai aici totul la îndemână, știi? Dar era destul de complicat și după ce am făcut de câteva ori întrețineri și după aia am renunțat. Mie mi-a plăcut foarte mult structura asta, așa. Oamenii de regulă se gândesc ca din economie, că n-are sens să-l faci așa de înalt, că e doar un foișor, dar tu de ce l-ai proiectat așa înalt? Nu știu, eu pur și simplu m-am gândit la forma asta și, nu știu, mi-a venit natural structura asta, să o gândim. O să vezi că în multe dintre lucrările noastre avem elementele astea de lemn duse până jos și... E o reinterpretare foarte frumoasă a tradiției, dar la aspectul funcțional am remarcat rigolele. Da. De ce? Poți să le dai un sfat oamenilor? Da. Păi aici, la munte, când plouă, se adună foarte, cantitatea de precipitații poate fi foarte mare și atunci ar fi existat riscul să inunde zona asta, pentru că nu am vrut să avem un socol foarte înalt, am vrut ca placa foișorului să fie la nivelul solului, să nu am trepte și așa mai departe. Și din acest considerent am poziționat această rigolă aici pentru a prelua eventualele ape pluviale care s-ar putea aduna pe zona aceasta.
Mie mi-a plăcut că în spatele acestui ansamblu de bucătărie, da, de vară, ai creat și zone de, da, depozitare. Da, avem zone de depozitare care de obicei nu sunt extrem de plăcute. Adică oricum ele trebuie să existe când ai o grădină, da, pentru că trebuie să depozitezi tot felul de unelte și mai sunt șezlongurile care dacă ninge trebuie să le strânge sau mă rog, ai nevoie de spații de depozitare oricum pentru lemne. Și atunci le-am gândit mascate în spate ca ele să nu deranjeze vizual și să fie integrate în aceeași construcție, că eu urăsc când văd șura, depozitarea, căsuța din grădină, toate aruncate și nelegate între ele. Și atunci eu prefer ca toate să fie gândite unitar și să fie integrate. Să fie o organizare, organizare, nu? Adică, da, ai o structură frumoasă care atrage atenția, da, și în spatele ei... În spate ei... se întâmplă partea de depozitare care nici nu pot zice că arată ca o depozitare. Cred că ai ajuns pe acolo. Da, am ajuns, am tras cu ochiul. Și, da, și... Mă rog, asta prefer eu, deci asta fac în toate lucrările mele și încerc să conving lumea, ok, dar de ce nu faci garajul integrat în casă? Că dacă tu mai faci un garaj în curte și casa acolo, nici nu este foarte comod să ajungi din casă iarna în garaj și depozitarea ar trebui să fie tot integrată în volumul casei și atunci ai un singur volum și restul ai curte. La noi încă mai lumea vrea garajul separat, mai vrea o depozitare, mai vrea un foișor. Mă rog, lucrăm cu clienții și majoritatea înțeleg și după aia zic ok, chiar ai avut dreptate. Da, pentru că e și vorba de tu te gândești totdeauna la oameni, da, și la ritmul lor, adică dacă vii cu mașina, nu te dai jos din... Majoritatea circulă cu mașina și atunci care e rostul tu să-ți lași mașina la intrare și iarna să mergi cu bagajele până în casă când tu poți să intri direct în garaj, intri din garaj direct în casă și atunci ai eliminat niște... Da. Timp care nu și-au sensul și iarna este absolut comod. Sau când plouă. Deci, eu aș zice așa, că cine vrea să înțeleagă mai bine ce ai făcut tu aici și să se inspire, ar trebui să vină, da, la așa... Chalet Hope. Ți-am povestit, nu? Hobel, cum, da, a venit, de unde și așa, sună ciudat acum dacă aș putea, aș rebrandu eu, dar... îți povestisem atunci, da, că m-au sunat, trebuia să-l clasificăm să clasificăm cabana la Ministerul Turismului și m-a sunat cineva de acolo și a zis, eu acum am nevoie de o denumire. Și pârâul care trece aici și strada care trece aici se numește Maghernița și soțul meu, că el locuia bunicilor lui, zicea, da, trebuie să se numească cumva Maghernița. Și a zis, nu, deci nu sună bine, eu nu pot să asociez Maghernița cu cabana mea, eu călătoream, după cum știu, da, că eu sunt pasionată de schi și văzusem prin Elveția și toate erau șalet și suna așa mie foarte bine și a zis, nu, se va numi șalet, dar șalet Maghernița era așa o chestie și într-un minut am dat search pe Google Translate, Maghernița în toate limbile și Havel înseamnă Maghernița în limba engleză, deci nu chiar okay, așa ceva, wow. Da, dar asta a fost o chestie de 5 minute. Stai puțin că e într-un fel wow pentru că te-ai legat de loc. Păi eu m-am legat pentru că eu voiam ceva, el voia altceva și zis ok. Da. Nu întotdeauna ies lucrurile așa cum ar trebui, dar noi ne-am obișnuit cu denumirea și asta ba, da, este. Mie îmi place foarte mult. E un loc în care merită și... să veniți ca să vedeți ce amprentă și-a lăsat. Și m-am bucurat că după ce noi am construit șaletul nostru, veți regăsi multe șaleturi care chiar se numesc șalet Voroneț, șalet nu știu cum, inspirate tocmai de noi. Și am zis ok, deci n-a fost chiar așa rău. Dar șalet Maghernița ar fi sunat într-un cam nasal, mare fel, nu? Da, dar pe de altă parte, nu doar că au împrumutat denumirea, dar eu am văzut în zonă foarte multe case, construcții care inspirate, da, de genul sunt inspirate de tine. Și m-am bucurat foarte mult, pentru că înainte știi cum se construia și ți-am mai arătat câteva, da, case, roz, portocalii, acoperiș de nu știu care n-au nicio legătură cu arhitectura locală. Ei, și după ce tu ai prezentat cabana noastră, am primit telefoane chiar din toată țara cu oameni care își doreau să construiască de maniera asta. Eu sper să continue telefoanele. Mult, da, înseamnă. Te îmbrățișez, Elena. Și m-am bucurat mult.